Eu trebuie să recunosc că am citit niște episoade în cartele, știam, mi-am adus aminte de ele când vă mutați să în București și vreau să vă cumpărați o casă și nu aveați bani. Și noroc că tu ai fi cheltuit toți banii pe care i-ai făcut, făcut atunci, aveai și o indemnizație. Nu aveam bani, deci primul, pe tot ce, pus, ce pusese, banii. Ce pusese da. mama ta în timp, deoparte. De da, de și puțin. nimeni nu știe că Nadia până la plecarea ei, evadarea ei din România, în 89. Știi, și nimic nu e întâmplător. Ai fugit în noiembrie 89 cu o lună înainte de Revoluție. Nici o lună. Nici măcar o lună. Nici măcar o lună. Și puțină lume știa că tu erai și aici fratele tău vorbește foarte bine, erai tratată ca un nimic în România în 89, în anii aia când te-ai hotărât să, să pleci. Um, știi cum e, mi s-au tăiat total toate plecările, momentul în care am terminat de fapt după ce a plecat Bella în 1981 când am avut acest turneu care de fapt s-a numit Nadia 1981 nu. Nu? Nadia 81 am făcut în jur de 11 demonstrații în Statele Unite noi Dar au fost noi... ani buni după ce au fugit soții Caroline anii în care n-ai fost lăsată să ieși din dar România Dar acesta a fost începutul mm -hmm. Și de acolo totul s-a cam închis pentru mine. Dar nu aveam așteptări la ceva și extraordinar. Și chestiile materiale, totuși erai Nadia Comaneci. Dar nu, n-am, avut, n-am fost o persoană care să... Nu știu cum să spun, deci nu am bani făcut să ca să... Fă... Rata la casă, Nadia, da, hai să dar fim -am, da, e adevărat, dar ne-am descurcat, adică fratele puțin, eu puțin, uh, 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 mă uit la, tot, la, la nu toată, la, povestea asta descurcat. ca un supraviețuitor, da? Asta ai, dacă nu-ți convine pleci, dar sau găsești Nadia, dar și noi eram supraviețuitori, da. fiecare cu supraviețuirea lui, dar da. eram unul din, eram milioane de oameni care erau uh, la limita supraviețuirii. Micuțe... Dar tu erai totuși Nadia Comăneci. Da, lucrurile micuțe mă Și să n bani o... să plătești o rată la, la o casă, la, era un apartament. Sau era casa? Era casa unde... Era fă... o casă pe care noi am luat-o, pe care trebuia să o plătesc, deci am calculat Rate. așa, în jur de 25 de ani da. trebuia să plătesc. Nu știam dacă mai trăiesc, trăiesc 25 de ani ca să plătesc ratele bună. Dar. Um, nu. Știi cum mă uit? mă uit la toate lucrurile acestea ca ceea ce am învățat din ce mi s-a întâmplat. Și nu am fost o persoană care ar, ar fi vrut, oh, uite uite, pentru ce ai făcut tu, ia, uite, îți dăm. Nu. Nu. Da, m-am da, uitat în jur. Limita... E adevărat, m-am uitat în jur, am văzut foarte multă lume care era necăjită. Eu eram. lumea mă cunoștea pentru că am pentru că ce am făcut în 1976, dar la un moment dat m-a deranjat faptul că nu puteam progresa. Și nu puteam ajuta cu ceea ce știu. Înțelegi? Deci Și România devenise un drum închis pentru tine. Da, de bine, fapt. mi s-a închis Că de nu puteai mult, să faci Dar eu nu puteam să plec nici măcar în Bulgaria, nici măcar la Moscova nu puteam să plec. Înțelegi? Și atunci da, am zis, o țară trăiesc închisă așa Era mai mult decât pentru oricine. Da. Și, nu, nu și era deschisă pentru alții. Și nu mai făceai gimnastică, stai un pic. Da, era, era deschisă pentru alții, nimic. alții da. care au fost sportivi și mi-a fost închisă mie. Și uh, am crezut că nu, nu este corect. Ai fugit cu nici mai puțin de o lună de până la Revoluție, și vreau să te întreb dacă ai mai face încă o dată asta. Nu. Nu, pentru că trebuie să ai uh, o singură dată, ai o, uh, pot să spun, o doză de nebunie, uh, o intuiție uh, de a face ceva. E ca și ce s-a întâmplat în istoria în gimnastică. Uh -huh. Nu poți să faci de două ori istorie, da? O dată o faci. Aș pune față în față întoarcerea ta de la Moreal. Nu avem ore între să, să, facem, dar o să ne mai întâlnim, în care tu ai fost cumva luată pe sus și ți-ai dat seama că ai devenit un erou național peste noapte. <coughs> și întoarcerea ta în România, după 5 ani, la 5 ani după ce plecasei, le-aș pune față în față cele două secvențe, cele okay. două trăiri până la urmă. și zici așa, Credeai că în România te uitaseră, că ai făcut parte din istoria atunci când a fost cu Morealu și te uitaseră. Și uite ce zici, m-am și la Când am coborât cu Bart din avion la București, mii de române făceau cu mâna și agitau buchete de flori, așteptându-ne pe aeroport, chiar și primul ministru în persoană venise să, ne întâmpine. A fost ceva a ieșit din comun. Cuvintele sunt prea sărace ca să descrie coborârea pe scara avionului. Niciodată înainte nu mă simțisem așa de norocată și iubită de atât de mulți oameni. Vezi? Că nu ți simt. 76 fusese la fel. Era altceva, te întorceai din America. Mi-aminteam de, teama, de teama ce mă încercat în 76 când fusese întâmpinată de o mulțime în delir după Olimpiada de la Moreal. Pe atunci nu înțelegeam ce, însemna, ce însemnam pentru poporul român. Da, de fapt asta e. Că atunci erai copil, nu realizai da, pus, cu totul, nu conștientizai. Când am revenit, pe când acum, eram deja terminată cu gimnastica de mult. Pentru ca o persoană, nu? și să din activitate, Adi, eram terminată normal. de mult. Adică nu, competițional, da, da, asta vorbesc. Da, deci da. m-am retras în 1984. Da, e adevărat. Pe atunci nu înțelegeam ce însemnam pentru poporul român. Cum ar fi putut un biet copil să-și dea seama? Dar acum eram adultă, o femeie care se întorcea în țara pe care o iubea, îmi dădeam seama de importanța evenimentului, atât pentru mine cât și pentru cei care mă aclamau. Fusesem simbolul strălucitor al românilor tineri și talentați. Un simbol a ceea ce românii credeau că ar fi fost și ei dacă li s-ar fi oferit șansă. Ce bine! Te reprezintă asta și, într-adevăr, cred că și în ziua de astăzi ai rămas același lucru. Nadia rămâne Nadia. Da, întoarcerea aia a fost o chestie incredibilă. Mi-aduc aminte de emoție. Uh, nuntă care s-a transmis în direct uh, și uh -huh. spui în carte aici așa, și așa e. Mi-am adus că tu n-ai avut uh, imaginile alea clasice de la nuntă pe no. scări pentru că erau o mulțime de oameni no. No. și sunt numai instantanee luate de acolo. No. E adevărat. Mai ceva de spus în apărarea ta că eu vreau să te întreb doar dacă există vreo diferență între visul românesc de atunci de când erai copil și visul american. Din știi că întotdeauna exista visul american. Poți să spun o singură, un singur lucru, că Te visez rog. în limba română.